Bună ziua, dragii mei prieteni, vă salut cu mult drag, sunt Zidana Uzacovna, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Dragii mei prieteni, eu astăzi vreau să vă arăt cum omor tu păduchii în casă de pe trandafiri, de pe flori. Ia uitați-vă cum am eu păduchi pe trandafiri. Păduchii sunt diferite soiuri, ei sunt și roșii, și negri. Și viață, uitați-vă la mine, se vede foarte bine cum păduchii mănânc florile. Păduchii sau larve, ei sunt aduse de muște, uneori de vânt, dar uneori de fluturi. Lasă larve și se primesc așa păduchi care s-o felește floarea, este mâncată, ia uitați-vă, da? Deci la mine deja am florit trandafirul, dar are foarte mulți păduchi. Ia uitați-vă aici. Se vede foarte bine. La mine, în cazul meu, sunt albi. Dar există diferite culori. Și noi foarte des ne confruntăm cu această boală. Uite, eu astăzi aici vreau să-ți arăt cum poți omori tu păduchii fără chimicale, în casă, în căsuța ta. Acest truc este foarte bun, așa, dar acest truc te ajută ca să scaci de păduchii din grădină. Păduchii vin pe diferite flori, ia uitați-vă, da? Deci dacă eu îi am în trandafiri, îi apar și pe crini, îi apar și pe sulfini, îi apar și pe bujori, peste tot. Chiar dacă, sincer, și la copacii din mieri. Așa, ia uitați-vă cum îi arată. Dacă copacul este plin de păduchi, deci floarea păduchii o mănâncă, nu mai avem fructe de ele, ia uitați-vă și este frunza deja ofelită, este bolnavă. Hai să vă arăt astăzi cum poți să omori tu păduchii în grădina ta. Așa, deci eu am 10 litri de apă, eu întotdeauna fac la 10 litri de apă, apoi stropesc o mătură. Eu am aici 100 de miligrame de gel de spalat visela. Orice gel care noi îl avem. Gel de spalat. Așa. Eu am aici 2 linguri de bicarbonat de sodiu la 10 litri de apă. 2 linguri așa mari. În cazul meu este linguriță de supă. 2 linguri. Foarte multă lume se confruntă cu această păduchi, se mai zice, această boală. Și am aici o lingură din ardei iuti picant. Trebuie să fie picant, nu dulce. Așa ia, o lingură plină. Fiindcă păduchii nu iubesc picantul. Și ei fug de la picant. Bicarbonatul de sodiu pe dânsă îi omoară. Așa, o lingură plină. Și o chestie foarte importantă, eu am să-ți bat aici un cățel de usturoi. Fiindcă usturoi are un miros puternic și ei nu iubesc usturoi. Deci la o găleată de apă plină de 10 litri, eu fărâm o căpățină de usturoi. Am să o fărâm pe toată. Dacă nimerești așa, nu-i nimic strașnic, fiindcă ele au antibiotic și ajută, au vitamini și ajută la flori, la orice florile din grădină, florile care au păduchi, chiar copăcei tineri, chiar răsadul de flori, chiar răsadul de roșii, castraveți, dovleci, ce ai tu în grădină. Așa, zbat bine, așa, ia înfărâm bine un cățel de usturoi, adică o căpățână. Poți să-i mai adaugi o bucată de săpun de rufe, dacă tu ai. Săpun de 72 se mai numește. Așa ia. Și o amestec absolut totul. Ca să dizolv totul. Și bag în ea o mătură. Eu vă arăt imediat. Multă lume lasă la măcerat. Dar nu are rost. Că noi dizolvăm bine și deodată putem să stropim florile noastre. Este foarte important. Dacă îți mi-a zis, Dan, acum sunt ampule, ca
care se vând în magazine și poți stropești că ele se numesc alcon, mai este arguid sau pesticid, da, care stropim noi florile. Dar eu mă tem să nu am alergii, că ele sunt foarte puternici. Și mai am și pisici, mai am și cânișori în ogradă. Măi, vin și copila și n-aș vrea ca să aibă alergii. Să știți că este foarte important. Așa, și eu plec în grădina mea. Așa, deci eu am găleata cu apă. Ia uitați-vă, da? Și merg pe în felul următor. Pe trandafiri. Stropesc trandafirii mei pe toți. Unde are flori, ia uitați-vă aici, da? Unde are flori și pe flori sunt păduchi. Și mă duc la toți trandafirii mei și florile care au păduchi și stropesc în acest mod. Așa, uitați-vă aici cât de mult acest trandafir are păduchi. Cred că se vede foarte bine. Așa, eu și cu caldarea. Așa și întorn peste ei foarte bine ca să răzbat toată floarea, ca să-mi rămâi floarea sănătoasă. Peste 2-3 zile veți vedea că păduchii deja nu mai există pe flori. Dacă ai gheorghine la fel, uți gheorghinele, absolut toate florile noastre. Mas nu ploaie, fiți atent ca să speli florile noastre, da? Toate florile se udă în felul următor. Eu deja am trandafiri înfloriți, dar sunt plini de păduchi. Eu vorbesc de flori, dacă ai smedrezidan, marar sau pătrunjel, nu. Așa e. Nu, florile crinii, bujorii, țăgănașii, foișoarele. Noi știm că trandafiri sunt flori dulci. Așa. Și sunt foarte multe mâncate de păduchi. În felul următor, uitați. Vei vedea că păduchii de pe florile nu mai există. Peste 2-3 zile, numai nu trebuie să ploaie, să fim atenți. Așa, în felul următor. Deci a fost un truc minunat. Cu siguranță multă lume nu-l știe, dar ajută foarte bine ca să ai florile sănătoase, să nu ai păduchi pe flori. Cu voi a fost prietena voastră, Sidana. Aveți grijă de voi, eu mă duc să-mi scutur sau să-mi ud, să-mi stropesc toți trandafirii mei de păduchi.